Mulți mă întrebați, Danu, de ce ai rămas în Dubai, de ce nu te întorci acasă? Uitați-vă, astăzi vreau să vă răspund la întrebarea asta. Uitați-vă cât este de frumos. Pur și simplu, este un oraș, este cald, are grijă de noi, să ne răcurească. Foarte frumos, am făcut niște poze ieri, vreau să le puteți vedea și contul meu de Instagram. Încet, încet acolo, o să puteți vedea acum această călcare. Încet, încet, eu am să mă duc aici, să vedem. Pur și simplu, ceva extraordinar. Pur și simplu, oraș. Faci sport, nimeni nu-ți spune nimic. Este oraș greșit. Scopul meu este să facă mai multă lume fericită și vreau toți care se zică să înțelegi. Voi trebuie să trăiți viața voastră, nu viața mea, nu viața altora. Trăiți viața voastră, faceți-vă place, mie de exemplu îmi place fac noteri. Am să fac 10 noteri. Indiferent cine ce-o să treacă. După ce ești plutere, am să mă duc încă o găleată de apă în cap, tot va fi perfect. Așteptăm să scadă această apă, această găleată de apă, o aștept. Extraordinar. Un like la acest video, să-l creziți deja mult mai multe videouri din Dubai. Este ceva frumos, este ceva extraordinar, este ceva ce voi trebuie să vedeți. Aveți grijă de voi! E așa de bine. Sper că nu vă fac poftă, dar dacă veniți în Dubai, nu uitați să-mi scrieți un mesaj pe contul meu de Instagram. Link-ul îl aveți în descriere. Nu contează unde vă aflați, este foarte important să vă antrenați. Pregătiți abdomenul pentru plajă. Da, nu, dar ce faci tu? Mă gândesc să fac niște poze, mai pompez mușchiul. Stăteam eu și căutam lăcățica mea iubirii și abia acum am înțeles că jumătatea mea, uite ce, o descuiet lăcata și-o fugit. Uitați-vă, unde e adevărul? La toți închis, la mine e deschis. Așa ca să mă bag într-un cuplu, poate ceva să prinde. Poate. Dar ce faci, Danu? Uite, brata chiar, încurpriez dragoste. Uite ce dragoste putem să facem. Asta dragoste, bratan, prin muncă, prin sudor. Uite, dragoste adevărat. Dar unde îți chitești așa? Vreau să mă duc la întâlnire, așa să mă duc să fac. Și spui să mă duc la întâlnire? Poate să mă plac, poate.